Deci, vă spun o vorbă. Tinerea, fără iubire, fără pace, orice facem noi cu mâncarea, nu e destul. Deci, lumea din jurul nostru este extrem de agitată. Și noi. Dacă nu reușim să ajungem la starea și copiii nu reușim să-i menținem la starea de echilibru, îl găsiți fiecare la repartiție, orice mâncăm e pe degeaba. Orice mâncăm. Deci mâncarea în sinea ei nu ne ajută să fim sănătoși. Țineți minte ce vă spun. Ne ajută doar dacă sufletul nostru este liniștit. Este un ajuvant important dacă sufletul. Și o să spuneți, bine, sufletul nu este liniștit și mănâncă bazic ca să-mi liniștesc sufletul. E, teoretic. Teoretic. Practic, trebuie să înveți să-ți menții liniștea sufletului. Vorbim atât de mult de mâncare și eu am vorbit mult de mâncare și de pofte, trebuie să vorbim de Dumnezeu. Deci dacă nu avem relația bună, copiii și noi nu învățăm relația asta bună cu Dumnezeu, nu avem nicio soluție, că nu putem să stăm nici să cântărim, nu putem să stăm să facem toate lucrurile astea. În față aveți o gospodină excepțională. Adică e ceva, pe mine mă nebunește. Eu nu sunt în stare nici măcar să mă gândesc, nu să fac ce face. Ea face niște lucruri așa, și are niște copii foarte frumoși. Foarte frumoși, iar fata ei gătește de când s-a născut. S-a născut gătind, s-a născut la cratiță. Ea a fost ceva de nu se... ce să spun, avea câți ani? 3 ani? Câți avea când își prăjea ouă singură? Când, așa. Nu? Cât avea? Era mică. Nici n-ajungea bine la aragaz. Și ea își făcea mâncare. Este fantastică și acum. Ce să zic? Niște oameni extraordinari și o mămică extraordinară. Așa? Dar revin. Revin cu propria mea și nu cred că ești, nu te acord. Deci fără credință și fără apropiere de Dumnezeu, nu se întâmplă nimic bun. 1. 2. Poți să mănânci și pietre când crezi în Dumnezeu. Credeți-mă că nu mai ai nevoie de 7 tipuri de mâncare și nu. Vă spun din experiența oamenilor pe care i-am cunoscut. Și cred că ați auzit de părintele Arsenie Papacioc, de părintele Justin Pârvu și de alți părinți, care, ce să spun, în ce condiții trăiam. Deci noi ne răsfățăm. Dumnezeu ne lasă să ne răsfățăm. Și e bine. Și dacă știința a ajuns aici, e bine. Înseamnă că trebuie să ne răsfățăm. Dar să nu uităm de Dumnezeu. Țineți copiii aproape. Nu. Mulțumim.